Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Regio Jurnal. Veste bună pentru România. Anunțul așteptat de mai bine de 10 ani a fost făcut în această dimineață de președintele Comisiei Europene. România, dar și Bulgaria, se califică pentru accesul în spațiul Schengen. Jean-Claude Juncker a confirmat că cele două țări îndeplinesc toate condițiile de aderare. Bonjour et bienvenue à ce point de presse avec le président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, et le premier ministre de la Roumanie, Monsieur Dacian Cioloș. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat astăzi la Strasbourg că instituția pe care o conduce este de acord și chiar susține aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen, în urma întrevederii din ianuarie a președintelui Franței, François Hollande, cu premierul Dacian Cioloș. S-a ajuns la concluzia că sistemul Schengen necesită îmbunătățiri. În caz contrar, destrămarea acestuia ar fi adus repercursiuni negative asupra Uniunii Europene. România și Bulgaria solicită de mulți ani aderarea la spațiul european de liberă circulație Schengen.